Pe cea bine să ne descoperă taina voi sale prin planul pe care l-a în sine însuși. Pentru a aduce la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, prea a în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În el am fost făcut și moștenitor, fiind rânduiți mai dinainte de către acela care face totul după sfatul voii sale. Am înțeles că ceea ce este important nu este ceea ce facem noi, oamenii, ci ceea ce face Hristos. După cum scrie profetul Isaia, în Isaia 1:5, tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Așa este omul fără mântuire. Și totuși, Dumnezeu îl iubește, îl vindecă, îl eliberează de păcat și de moarte, îi dă viață nouă, îl mântuiește. Acesta este înțeles. Acesta este înțelesul Paștelui. Ce am fi fost azi dacă nu ar fi fost el ieri? Cunoaștem viața pentru că el a cunoscut moartea. Simțim bucuria pentru că el a simțit tristețea. Suntem liberi că Hristos a înviat.